oameni buni, ce zi minunată, o zi numai bună pentru recoltă. Nu este așa, ei bine, suntem la fermă, suntem la țară, cu multe. Doamne, cu prostul ăsta, fraților, am venit la țară cu doar stele și ei bine, după cum puteți vedea, prostul ăla n-are habar absolut deloc. Bine, nici eu nu am habar, dar uitați-vă la el, a plecat cu tractorul, s-o duce încolo, unde te... Doamne, unde s-a dus ăsta? Ei bine, suntem aici, aceasta este ferma mea, aceasta este ferma lui doar stele. Ce farmă, pe farmă e aici, mă, prostule, alo, unde te duci? Pe păi acolo sunt niște magazine, dar să le ai răbdare, stai puțin că o să fac și eu asta. În primul rând trebuie să mă duc cu combina, să iau toată recolta și după aceea să o bag acolo foarte frumos, să conducem. Bine, dar să le ei bine, am început o nouă serie, adică... Proștia, m-am parcat ca mama. Ok, dar ok, nu vreau să aud informația asta, dar lasă-mă în pace că acum vreau să le explic la oameni. Deci oameni buni, după cum... Doamne, Darusel, gata, alo, doamne, caută-ți pe telefon, Darusel, și nu mai țipa aici la noi, că vreau și eu să vorbesc cu oamenii, nu te învăța să nu mai vorbești când vorbesc cu oamenii. Ok, oameni buni, după cum se poate vedea, practic, astăzi noi am început o nouă serie și aș vrea să facem o fermă, o serie din asta. Practic, viața la fermă pe Roblox, aici am găsit un joc foarte minunat și vrem să ne extindem, să ne facem o fermă cât mai bogată, cât mai multe chestii, să trăim și noi cum să cade la țară. Ei bine, după cum puteți vedea, trebuie să mergem acum direct aici în spatele remorcii noastre și să umplim ăsta. Fill your trailer, ok, bun. Cum dau? R. Așa, bun, perfect și ok, gata, ai cam pus perfect. Uitați-vă cum se pune toată asta și asta este viața noastră la țară. Practic, suntem cu tractorul, avem o fermă de crescut, facem foarte mulți bani din treaba aceasta și este totul foarte, foarte minunat. Acum ieșim afară și hai să mergem cu tractorul. Bun, mergem cu tractorul, luăm ăsta, X, perfect, gata. Și acum trebuie să... Unde e ferma? Unde e magazinul? Aici? Da! Pe aici nu vei nici magazin, unde ești tu? Sau aici e? Aici e? Și mă? Da! Nici vă bagi în seama, în fine, nu mai contează asta. Dă-te la parte, bă, alo! Gata, gata, hai să dăm sel. Bun, le-am vândut perfect, acum am făcut totul bine. Gata, going să-i farmco. Asta e farmco sau unde e farmco? Farmco e ăla, bun, perfect, farmco. Bună ziua, bună ziua, da, suntem și noi aici. Ne-am mutat noi în oraș, da, perfect. Hai să vedem, create a box of grab a box of wheat seeds. Ok, wheat asta, bun. Place the box on the counter. Aici? Da, bună ziua. Nu, bă, unde e? Stai puțin, stai că am luat greșit. Bă, cum le dau jos, alo? Așa, perfect. Unde e? Ăsta e, gata, perfect. Perfect, bună ziua. Da, bună ziua, vrea și eu să cumpăr ăsta. Mamă, cât facem, 100? Da, ok. Hai, acum, dar răsele. Gata, dar răsele. Bă, dar care e al meu? Bă, ăsta? Nu era asta, ăla era altărea. Bun, perfect. Ok, dar să le pot, da, uite, ia stai puțin. Ce, doamne, iată-mă, ți-ai făcut, mă, cu ce? Ești rus, dar să le mai mă, și cu mușchi, dar să le ești direct la țară, pe bune, tractorist direct renumit. Mă, frate, am mușchi de mișcă, cute. Ce, bă, ce fai, bă? La faină, bă! Unde ești, doamne, cât de prost e copilul ăsta, în fine, hai să vedem. Pune și noi ăstea aici, perfect, gata. Și acum, hai să mergem înapoi acasă, la fermă. Ce faci, mă, pe aici, pe jos? Ridică-te, mă, prostule, alo, hai, du-ți asta la fermă. Ce faci? Da, peste tine, prostul. Doamne, cât de prost e copilul ăsta. Viața la fermă e bine, măcar că n-avem aceeași fermă, ca să ne împărțim durerile de cap. Că cu tare să ducea ferma direct, adică pe bune. Ei bine, acum mă, ce vorbești, mă, acolo? Mă, taci, mă, din gura aia, dar răsele. Bun, hai să luăm ăsta și să îl punem. Go into your tractor, attach the plow to your... Stai puțin. Deci am luat ăsta, bun. A, ăsta trebuie să-l las aici. Și acum trebuie să iau... Ce trebuie să iau, ăsta? Sau care? Care, mă? Plow to your tractor. Care e plow, mă? Darusel, Darusel. Da, ok. Deci n-am cu cine să vorbesc. Attach the plow. Care e plow dintre astea? Că nu înțeleg. Ia, dacă iau ăsta, n-are treabă una cu alta. Nu, n-are treabă. Mă, Darusel, bă, ce faci, mă bași pe mine? Nu seama, mă ajuți? Na, ce să știi, ăla, uitați-vă cu ce. Sau ăsta, mă, ăsta fi, mă. Cred că ăsta e, dar nu se ridice, doamne, că caută aici pe stradă. Adică, bă, bune, cine ar pune așa ceva? Ia, ăsta e? Nu e ăsta. Bă, stai, mă, bă, ce faci, mă? Bă, prostule, du-te, mă, la bar. Darusel, spune și mie, știi ce e ăla plow? Care e plow? Nu! Plouă, da, plouă. Asta a vrut Darusel să zică. Ok, bun, hai să luăm ăsta. Dar cum îl luăm, fraților, că trebuie să, sau, hai că, cred că știu, fiți atenți. A, da, mă, da, așa trebuie să fie 100%. Altfel n-are sens, nimic Darusel. Ok, deci luăm, dar care e plouă dintre astea? Asta e? A? L-am luat? Nu e ăsta. Sau? Nu cred că e ăsta, stai să-l dăm jos. Ăsta, hai, nu e ăsta, ăsta-l altul? Nu cred că e nici ăsta, a, ba da, ăsta e, gata, perfect. Nu? Nu e ăsta. Care e, mă? Ăsta. Cred că ăsta e. Dacă nici ăsta nu e, nu înțeleg care e. Mă, care e, mă, Darusel? Nu știu. Pe ce știi tu, Darusel? Tu nu știi nimic?
pe mine, știu că mama mă iubește. Doamne, cât de prost ești, dar să le, în fine, nu mai contează. Bă, fraților, viața la țară e mult mai grea decât pare. Nu credeam că era așa de grea. Doamne, deci chiar nu se poate nimic. Ia. Asta e, mă, nu e ăsta. Asta e, mă, uite ăsta. Care? Uite căcatul ăsta, da. A, și trebuie să-l pui așa. Păi, dai mi-l. Ăla e sigur? Ia stai. Nu, stai puțin. Nu, stai puțin. Stai puțin că sunt curios la ceva. Stai, nu. Bă, dă-l puțin jos, dă-l puțin. A, bine, hai, ia-l tu și. Bă, dar de ce avem doar unul, frate? Trebuie să avem și noi două, mamă. Deci practic tot trebuie să mă descurc cu Darisel după cum se pare. Pe unde al meu altundeva? Unde ar putea să fie altunde? Doamne, dar să le cât ce... Doamne, și prost rădător. Unde e al meu? Că... Bă, nu e al meu, mă, nicăieri. Ăla e pe amândoi, dar să le cât aia era pe mijlocul străzii. Uite, mă, e nu, uite-l acolo. Asta e, păi și... A, cred că din partea cealaltă trebuie să-l pun, mă. Dar de ce, doamne, ce stai, mă? Păi da, dar nu pot să-l pun, mă. Din partea cealaltă cred că trebuie să pui. Nu merge. Uite, m-a și blocat. Doamne, a rămas... Ajută-mă. Bă, intră cu tractorul, intră cu tractorul. Bă, nu eu, mă, tractorul s-a blocat. Ajută-mă. Doamne, cu cine? Ce să dau respawn, mă, prostule, dacă e tractorul? Cum pot să... La ce dau, mă, respawn? Ia. A, să dau respawn la... A, păi și care e? Cred că ăsta? Ăsta e, da, perfect, gata, bun. Bă, și acum, cancel, bun, perfect. Bă, dar a luat o mașină să meargă singură, incredibil așa ceva. Și gata, mă, uite-mă că l-a pus tot aici la jumate. Ambele trebuia să fie la jumate, dar SL și ăla era al... De fapt, nu era al meu, că al meu era în casă, dar mă rog. Bun, hai, mă, păi nu merge. Cum e, mă? A, gata. Gata, perfect. În sfârșit, doamne, că nu se mai poate, bă, cu ferma asta noastră. Gata, în sfârșit. Bă, dar vezi că îmi place, mă, chiar îmi place viața la fermă. E o viață foarte minunată. Adică chiar îmi place să trăiești așa la fermă, faci treabă la țară, aer curat, totul bine, e totul frumos. Chiar e foarte frumos, mie chiar îmi place. Adică voi trăiți la țară, chiar sunt curios câți dintre voi trăiți la țară. E bine și eu trăiesc tot așa la casă, la țară, și e minunată viața. Adică e pe bune, e mișto. Dar așa, în chestiile astea așa cu tractoare, cu astea, chiar e interesant așa dacă stai să mă gândesc și să mă uit aici. Bun, hai că am făcut asta, dar răsele. Acum trebuie să iau cultivatorul care este ăsta, dacă nu mă înșel corect. Ia, ăsta trebuie să fie strasă, dar nu cred că din partea asta, din partea cealaltă. Bun, da, viața e frumoasă, dar răsele. Dar vorbești și tu cu mine? Adică ce mai vreau să... Ce faci? A, ce să fac, dar răsele? Eu bine, tu? Bine, uite, faci așa, ferma mea. Da, bă, de fapt nu cred că e ăsta. Cultivatorul cred că... Da, nu, e celălalt. Dar asta cum îl iau? Din partea asta? Nu, din partea cealaltă, că se vede, mă. Bă, da, prost sunt și eu că văd practic unde e ăsta, de unde să ia. Ia, bun, hai. Gata, perfect. Și acum să cultivez practic asta. A, ok, gen am arat ăsta. Păi da, gen doar am arat, adică n-am pus nimic jos. Bă, n-am înțeles ideea din asta, dar în fine, nu mai contează chestia asta. Acum, bă, dar să le... Haulă, bă, a trebuit să întrerupem programul pentru niște probleme tehnice ale lui, dar să le... Adică a început să răgăie pe aici. Da, a început să răgăie pe aici, chiar mănâncă toate porcările. În fine, nu mai contează asta. Am mâncat smeci cu porojoane, făcute de bunica. Ce ai mâncat, mă, ce, doamne, vorbești, mă, acolo, dar să ce bunica ta, mă, că bunica ta nici nu e aici, suntem singuri, dar să le pe compropriu. Mi-a pregătit ea înainte să plec la fermă. Ce s-a pregătit, mă, mai bunica ta? Ai tu treabă cu bunica ta? Da, păi de la ea știu. Ce știi de la ea tu? Să fiu fermier adevărat. A, știi de la ea să fii fermier adevărat, dar să le... Păi bunica, eu nu țin minte ca bunica ta să fie avut fermă acolo la ea la casă. Bă, da, prost, ai avut în spate, dar tu n-ai văzut. A, n-am văzut eu, da, îmi pare, îmi cer iertare, dar să le, ok, deci, practic trebuie să... Începe ploaia, mă? A, pe aici sau... Nu știu ce să dă, că văd că apare o chestie pe aici. În primul rând trebuie să umplem tot ăsta, să-l facem totul frumos. Acum după, după cum se poate vedea. Ok, putem să vedem și din interior, ceea ce este super tare. Da, mă, viața la fermă chiar e minunată. Chiar îmi place viața la fermă. E ce trebuie, Darusel? Da, Darusel e bun și cred că am pus peste tot, da? Corect, gata, hai să dăm ăsta. Așa, gata, eu am făcut totul bine. O să înceapă ploaia, cred că, între timp. Da, după cum se poate vedea, o să treacă un avion pe aici cu astea. Dar trebuie să iau și eu ăsta de aici. Trebuie să iau și eu ăsta de aici, că l-am lăsat aici în stradă. Hai să le punem, le bag înăuntru mai bine, ca să nu plouă. Să le mâncăm, adică să le cultivăm. Bă, de fapt, ia stai puțin, că pot să le dau respawn la toate, fiate, respawn, și e totul bine, nu? Cred că s-au respawnat, aaa, dar mi se respawnează aici. Dar de fapt, sunt altele, nu? De fapt, mai sunt niște chestii de care am nevoie. Hai că ăsta îl ducem ușor așa, nu o să-l băgăm în curte, evident, pentru că, adică în casă nu mai are loc acolo, în ala. Dar punem fix aici și de acolo de ce mai am nevoie? Doar dă unul, dar văd că mie mi-a dat două. Ei bine, iar trebuie să ies cu ăsta din păcate. Cum prână și două laschi.
timp. Bă, mie mi-a crescut recorta, dar Rusele, nu știu de tine, dar mie mi-a crescut. Da și mie. Și ție ți-a crescut, e bine, stai așa. Nu știu de tine, bă, cum te cheamă, bă, urâtele? Doamne, cât de prost ești, dar Rusele. Și tu ce ești? Eu sunt un foarte profesionist la la cultivarea acestui lan de grâu, de porumb, de orice avem noi aici, dar Rusele. Ce porumb, bro? Te faci pâine. E da, te faci pâine, a? Da, și pune-o de burger. Păi și ce e asta, dar să le e greu. Uit. E grei. Și doamne, dar să le cât de prost ești. Eu am luat toată asta, mă descurc aici. Nu știu ce faci tu, prostule, dar eu vezi că mă descurc. Cred că mă descurc mult mai bine decât tine. Tu ai, măcar ai pus toată ferma aia? Da. Și ai luat tot uitul? Da. Și acum ce mai ai de făcut tu? Îl descarc și mă duc acolo la magazin. A, te duci la magazin. Da, ok, dar să le. Dar doamne, dar Rusele, bă, pleacă-mă rusule de aici. Doamne, dar Rusele, am învățat rusă, mă, că se crede ești vechirel, în fine. Gata, gata, liniște, dar Rusele, liniște, că nu. Liniște, fără de mese. Bă, și acum ce trebuie să mai facem, dar Rusele? Păi am făcut totul, perfect. Și acum trebuie să mergem la magazin, nu? Da. Stai așa, stai așa că nu e așa, stai așa că nu e așa. Trebuie să iau tractorul în primul rând, pentru că acum știu, mă, era totul la început. Ia tractorul, iau remorca asta, de care am nevoie, mamă, de fix aici în spate, fraților, dar nu contează, hai că am luat-o, perfect. Și acum trebuie să dăm drumul la pipe-ul acela. Ok, bun. Doamne, te întrerupi, omule. Bă, omule, alo, alo, rusule. Doamne, dar să le ok. Punem asta și acum gata, perfect. Să duce tot tweet-ul aici, ne să descărcăm și așa câștigăm banii. Și ei bine, între timp, dar însele, ia fii atent, dacă ne uităm aici, pot să construiesc o casă. Putem să construim foarte multe chestii, ceea ce e foarte minunat, pentru că, uite, putem să ne luăm și animale, putem să ne luăm mai multe chestii. Astăzi, din păcate, nu ne luăm toate astea, dar probabil din fericire. Dacă vouă vă place treaba aceasta, ce facem noi aici? A, da! Ce vrei, dar însele? Doar însele, ce ți-am spus să nu mai vorbești peste mine când vorbesc cu oamenii? Când am adrescut cu oamenii, ești nesimțit? Tu îți bagi joc de oameni? Doamne, cât de prost ești, în fine, oameni buni. Ei bine, după cum puteți vedea în acest moment, noi tot ce trebuie să facem ăsta o să fie cam finalul aproape. Nu știu dacă o să mai facem altceva în acest tip. Nici nu știu ce trebuie să mai fac aici. Să dăm sell, bun, perfect. Și după aceea, după ce dăm sell, ne ducem acolo frumos înăuntru, ne colectăm banii, ne colectăm toate chestiile astea. Și între timp, de data asta nu cred că mai au uit. Tu ce ai luat, dar sele? Am luat corn! Ai luat porumb, da, ok, bun, așa. Bă, tu ai la porumb, eu o să iau niște cartofi. Iau niște cartofi, ăștia cred că cartofi sunt. Bun, hai că-i punem aici. Bună ziua, domnule, vreau și o să cumpăr acești cartofi. Mamă, costă foarte... Mamă, am 300. Ok. Și ce-aș putea... Da, dă-ne bani prostul. Ce-aș putea să iau eu? Hai că iau și o porumb, nu? E perfect, nu? Ia, porumbul cât costă? Că n-ai. 250, bun, e perfect, îți mulțumesc, domnule. Bun, și da, bă, fraților, s-a făcut și noapte. Cam atât o să fie cu acest episod. Dacă vrei să continui seria asta, eu zic că ar fi o serie super tare să ne construim aici un oraș foarte frumos. Da, vedeți că și lui Darius să-i place în delir. Nu, să mai poate, da, ok, s-a făcut și noapte. Noi acum o să mergem acasă, o să ducem aceste lucruri. Și, dar Selta, eu ce făceam cu ăsta mână? Unde trebuia să-l pun? Să-l pune în tractor. În tractor unde? La spate? Da! În corp! Doamne, cât de prost poate să fie copilul ăsta. Dar hai să vedem dacă... Da, îi dădeam drop așa. Da, hai că nu mai zic nimic. Da, cam atât a fost. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă v-a plăcut acest episod, dați acolo cât mai multe comentarii. Sunt cu fraierul de Darusel acolo. Gata, Darusele, taci, omule, odată să vorbesc cu oamenii. Ce nu înțelegi? Da, fraților, acum suntem mai liniștiți. Din păcate, acesta este finalul zilei. Sau din fericire, pentru că astăzi am muncit din spor și dar să-l plânge acolo în spate. Da, dacă mai vreți episoade de genul cu această fermă, să facem o serie foarte frumoasă. Dați cât mai multe like-uri, comentarii și dați share la prietenii voștri. Poate da, aveți prieteni. Doamne, cât de prost e, sau nu mai suport, ajutați-mă, vă rog. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip. Iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi. We'll be right back.